Octav, îți mulțumim, continuăm știrile. Câteva partide de opoziție au semnat un pact de neagresiune, în timp ce retorica agresivă față de guvernare este la ordinea zilei acestor formațiuni. Prin acest document, partidele apelează la mesajul cine nu e cu noi, e împotriva noastră și din start îi cataloghează pe cei care nu se vor alătura lor drept susținători ai socialiștilor. Comentatorii politici consideră că, de fapt, această înțelegere a opoziției, care cu greu se poate lăuda cu proiecte concrete, este îndreptată împotriva proiectelor realizate de autoritățile centrale. Partidele de dreapta nu se prea ostenesc să vină cu niște proiecte sociale sau proiecte de dezvoltare economică. În acest fel încearcă să asmuțe toate oștirile asupra președintelui Dodon, asupra principalului lor candidat. Deci nu este de așteptat ca partidele de dreapta să elaboreze niște programe economice sofisticate. Ele nu-și propun drept scop acest obiectiv. Poate este regretabil pentru unii, dar asta este specificul comportamentului partidelor de opoziție în Republica Moldova. Este vorba de crearea unei coaliții împotriva celui care are cele mai mari șanse de a câștiga un mandat de președinte, adică este vorba de președintele Dodon. Domnia sa vine cu mesaje care pleacă pe programe sociale, pe programe care vin să crească nivelul calității vieții cetățeanului. În momentul în care formațiunile politice oponente de dreapta nu au niciun mesaj concret, probabil ăsta este încă un alt motiv pentru care aceste formațiuni de dreapta încearcă să se unească împotriva unui dușman pe care acest dușman ideologic are deocamdată proiecte concrete pentru cetățeanul din Republica Moldova. O parte din cetățeni susțin că nu au încredere în partidele de opoziție pentru că nu au venit până acum cu vreo idee care ar putea să îmbunătățească viața moldovenilor. Ei nu sunt uniți în primul rând. Cum nu-i unit într-o familie, așa nu-i nici la dânșii. Când într-o familie se dizbină atâta și la dânșii, adică nică nu se vede, nic ceva. Ei vorbesc, dar nu fac nimic. Adică și lumea de atâta nici nu mai ai o încredere în dânșii. Ei îți împarție, îmi nevere. Deci ei nicio ni, ca cred, ni рассказывают, что они будут делать, вот, зачем за них голосовать. Когда будет программа, тогда можно, понравится программа, можно голосовать. А так за что голосовать? За то, что он мне нравится, и все. Pactul de neagresiune a fost semnat între PAS, PPDA, PLDM, Partidul Unității Naționale și Blocul Unirea. Asta deși între PAS și PPDA au apărut divergențe în ce privește desemnarea unui candidat unic la alegerile parlamentare noi în circumscripția numărul 38 Hâncești, iar celelalte formațiuni și-au înaintat candidați proprii.